Lasă-mă! Așa ai ajuns? Da, uite-te și ce am ales din cauza părinților. De ce? Ia-ți un job, te rog frumos. Ce job? Oricare, ia-ți un job, începe de jos, muncește și vezi atunci cât o să câștigi și cum se fac banii. Deci nu aștepta, da? Pune milita și o trimite pe fisa la job. Sunt unii babalăși, cum îi numești tu, care știi ce faci? Linci cremă de pe ei. Cu pătrățele, bine mersi! Numai la 60 de ani? Băi, ai fată! Și acolo, da, ce? E cade pielea după ei! Și cardul? S-a schimbat fata noastră foarte mult. Chiar da. Mă simt atât de bine că, în sfârșit, și-a dat seama că trebuie să muncească. Sărmana fată, vai de ea, ia uite, i-au murit părinții. Vai de tine și de tine. Neferul. Cum ai putut să faci așa ceva? De ce asta a făcut? Cred că majoritatea tinerilor și-ar dori să aibă părinți cu bani și implicit o viață lipsită de griji, în confort și lux. Să nu fim ipocriți, nu e rău deloc să fie așa. Dar pentru acești tineri există un pericol. Dacă banii părinților dispar cumva, ei devin niște persoane nefuncționale în viața afara globului de cristal. Ilinca are 22 de ani și este frumoasă, foarte frumoasă. Ea știe asta și se întreține cât poate de bine. Ilinca mai este pasionată de fashion și mai are o pasiune, banii, care până acum au venit din belșug de la părinți. De curând însă, Ilinca a făcut o boacănă, că s-a soldat cu pierderi materiale e una, dar putea fi mult mai rău. Asta i-a înfuriat tare pe părinți, mai ales pe tată. Auzi? Dar totuși, nu crezi că ești cam dur? Eu dur? Ce merită asta, mică? Tu nu vezi ce ne-a făcut? Cum adică sunt dur? Da, așa este, ai dreptate. Păi nu, văd că am dreptate. Totuși, parcă măsurile astea sunt prea radicale pentru o adolescentă. O să vezi unde o să ajungă, când nu o să mai fim noi. Nu e posibil ce așa vorbești? Ceva. Ia dacă nu învață să muncească. Totuși, nu se poate. Ia te uite că așa a apărut. Și ceva, te rog frumos, dăm cardurile. Acum. Dăm cardurile, s-a tăiat macarona de astăzi. Nu-ți mai dau nici... Ce te uiți așa? Nu te mai sponsorizezi absolut deloc. Ori îți găsești un loc de muncă, ori e viața în serios. De ce? Uite așa, pentru că trebuie să te maturizezi odată. Banii nu se fac așa cum crezi tu, doar să aștepți de la unii și de la alții. Trebuie să muncești pentru bani. Eu așa am ajuns unde am ajuns, muncind. Crede-mă că nu mi-a dat nimeni mură în gură. Draga mea, te rog să... Ești de acord cu ce zice? Da, adică? Să știi că în cazul ăsta sunt de acord. Îmi pare rău, dar trebuie să luăm niște măsuri. Ceea ce ai făcut este de neconceput. Dă-mi cardurile, te rog frumos. Hai, acum. Nu dau niciun card. Nu? Ce faci cu plasticurile? Ce fac cu plasticurile? Oricum ți le-am blocat. Cred că știi asta, nu? Mi le-ai blocat. Da, normal că ți le-am blocat. Și eu din ce trăiesc? Că să găsesc în pandemie un loc de muncă așa de ușor cum crezi tu? O să-ți găsești. Îți găsesc eu, dacă nu. Dar tu ai putea să stai din vilă în gunoie? Poftim? Ce ai zis? Da, ce ți-au zis? Mamă, tu ai putea? Tu te mai la muncă, ia uite-te la frate. Da, mă, la muncă. Te rog frumos, încurajează-o tu. E partea, nu? Nu este vorba de gunoaie. Ori negociem, ori... Draga mea, te rog. Să rece praful. Deci ar fi bine să-ți cauți ceva de serviciu. Ești o fată inteligentă. Eu nu mai suport. Dă-mi cardurile, du-te la muncă. Ce faci cu plasticul? Uite așa, mi le dai, pur și simplu, nu vreau să le mai ai. Nu vreau să le mai ai. Stai puțin, draga mea. Deci ești o fată educată, ești o fată inteligentă. Este imposibil să nu-ți găsești ceva de lucru. Te rog eu mult. Am găsit mie un loc de muncă pe 1000 de euro, pe puțin? Banii pe care voi mi-i dădeți, simplu. Începe de jos, fată dragă. Eu să încep de jos. După ce voi m-ați obișnuit aici să cad eu aici, să iau de la zero. Trebuie să cunoști valoarea banului. Altfel nu vei aprecia niciodată. Hai, scutiți-mă. De capul meu. Deci nu prea ai luat-o tare așa. Deci e un copil bun totuși, să știi. Deci eu am încredere în ea. O să-și găsească ceva de lucru. Deci a învățat foarte bine până acum. Nu, noi am răsfățat-o prea mult.
Mașina puternică luată cadou a fost ultimul răsfăț, iar accidentul din care a scăpat ca prin minune este cauza crizei din familie. Totul s-a întâmplat din cauza unui live pe o rețea de socializare, făcut la volan, ca așa e la modă. Gândește-te, i-a trecut glonțul pe la ureche. Și mulțumim lui Dumnezeu că a fost doar atât, că putea să fie moartă acum. Da, așa este, știu, ai fost, cum să spun, dar ai fost destul de drastic și știu că ai fost drastic pentru că... Nu, a fost prea bun, prea bun, prea indulgent, da, o iubim foarte mult, am oferit mai mult decât trebuie unui copil. Știu că am greșit, dar am greșit pentru că o iubim prea mult. Oricât a încercat mama să-l înduplece pe tată, acesta nu a cedat, iar Ilinca este nevoită pentru început să învețe să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun. O tragedie în alte condiții. Ce faci, mă, fată, mă? Așa ai ajuns? Da, uite-te și ce am ajuns din cauza părinților, de ce? Ia, dă și mai puțin dezinfectat, că nu, cred că de aer mă poluez, îmi poluez mâinile. Auzi tu? Zici că n-a mai făcut lumea live pe Facebook, da? Dă-te ca lumea, te rog, că nu. Dau și pe pantofi, deci dai seama, era unul acolo, mirosea piac. Deci îți imaginezi? Zici că n-a mai făcut lumea live pe Facebook sau n-a mai stat pe telefon și la. Vai, Doamne, ce vrei, fata? N-am văzut. Ia uite, a căzut și o sticlă. Fii atent, nu am văzut, da? Am văzut târziu mașina aia. Și, uii mei, ce bine că n-am murit eu, înțelegi? Bine că n-am murit eu. Mă oftic tare. Unii au bani cu nemiluita, iar eu caut metode să fac bani să trăiesc bine. Ai mei mi-au retezat tot și nici mașină nu vor să mai îmi cumpere. Până la urmă au și ei dreptate. Părinții vor binele și într-adevăr chiar nu este responsabilă. Bine că n-ai murit. Bine că n-ai murit. Fiare, ce să spunem, la banii lor ar putea să-mi ia alta în secunda 2, dar nu vor. Vor să mă plimb cu autobuzul, să-mi pută mâna, iac, să mirosa... Cine știe ce sconc și pe acolo, nu-mi convine așa ceva, deci de la viața miroși de puțin autobuz, ce să zic, miroși puțin autobuz? Deci, sincer îți spun, nu știu ce să fac. Deci, ce să faci? I-am înghețat mâinile, așa am ajuns. Frate, dar e normal să se supere, sunt părinții tăi, îți vor binele. Și dacă se întâmplă ceva cu mine? Gândește-te că ți-au cumpărat o mașină de 25.000 de euro. Poate să-mi ia alta. Frate, alții nici bicicletă n-au, uite, săracii merg pe jos și fac naveta la serviciu pe jos. Ești nebună? Dar din moment ce părinții mei au bani, poate să-mi iau oricând alta, nu să mă chinui în halul ăsta. Am bani doar de Eugenie, înțelegi? E adevărat. Nu-mi place munca, dar cui i-ar plăcea dacă nu ar fi nevoit să muncească? Nu știu, eu zic că e mai bine să te lingușești pe lângă ei, eu asta fac și la mine chiar funcționează. Cred că nu-i cunoști pe baba de ce ăștia. Părinții ne vor binele, crede-mă. Fată, dacă mi se poate întâmpla ceva în autobuz, îți imaginezi? Dacă se ia unul de mine, era un nebun în autobuz și plus de alta, o să mi se cojească mâinile, crede-mă. Mă, ținând cont de situația în care suntem, ar trebui să le spui și tu. Mă, dar nu vreau să-mi respire cineva în ceafă, pe bune, chiar îți respire cineva în ceafă, chiar nu-i ok. Nu te înțelegi cu ei. Ei au spus foarte clar, nu mai ai drept la nimic. Nu ești responsabilă cu viața ta, nu ești responsabilă cu lucruri pe care noi ți le oferim. Ok, s-a întâmplat, i se poate întâmpla oricui. E simplu, atât timp cât părinții mei au bani fără număr, nici nu vreau să aud să merg la muncă. Frate, până la urmă fiecare om și-o face cu mâna lui. Dacă era așa mai atentă cu părinții ei, acum nu mai suferea ca fraiera. Eu sunt crescută în puf, mi-au fost toate oferite pe tavă și acum nu știu cum să gestionez situația. Uite că mie nu mi-au fost toate oferite pe tavă, dar acum chiar îmi sunt toate oferite pe tavă. Cum nu știu fi... cum să zic. Ce soluție găsești? Am un iubit potent financiar care îmi face toate poftele. Ceva greșit în asta? Vrei să umbli cu dăia cu sonda după ei? Dar tu ai impresia că iubitul meu umblă cu sonda după el? Nu, ești varză dacă crezi asta, exact. Serios? Pui una pe carne freșcă, uite și apoi te afurgeți cu genți. Plimbă-te cu autobuzul și e mai bine așa. Ilinca e prea răsfățată. Pe mine sărăcia m-a împins să profit de bărbați potenți financiar. De ce să lucrez pe 2000 de lei? Nu știu, dar nici nu pot să mă afișez cu babaleci, înțelegi? Nu, iac! Dar nu contează. Sunt unii babaleci, cum îi numești tu, care știi ce faci, lingi cremă de pe ei. Cu pătrățele, bine mersi! Nu mă, la 60 de ani? Băi, fată! Și pe acolo, da, ce? E ca de pielea după ei! Și cardul plin din buzunar în care mie, nu-i așa? Deci așa că despre ce vorbim. Deci nu aș putea, nu știu, mă gândesc, nu știu ce să fac. Eu sfătuiesc pe Ilinca să pună mâna pe un om bogat care să o răsfețe, nu să sufere ca fraiera prin autobuz și prin frig. Și ceva, eu am înghețat de frig. Fii atentă. Faci tu cinste cu un suc? Îți fac eu cinste cu un suc, sărăcio, că n-ai 2 lei în buzunar.
draga mea, și ce o să fac? O să ajung frumușe la casă, poate o să ciordez niște bănuți de la ei, că ei oricum nu se prind la câți bani au, da? Și data viitoare fac eu cinste, înțelegi? Hai să mergem la o terasă, poate agățăm și ceva pentru tine, săraco care ești! Hai! Zică! După câteva zile, chiar dacă nu este încântată, Ilinca începe să se obișnuiască cu statutul de tânără fără bani mulți, judecăm după mersul în pași de dans în drum spre casă, acolo unde a întârziat deja la tradiționala masă în familie. Mai ai puțină răbdare, trebuie să apară. Uite, poți să bei o țuică, poți să... mai stai puțin. Eu mănânc, mie mi-e foame. Pai... Ia dacă așa a apărut. Uite. Ilinca, ce e chestia asta? Știi cât de mult țin eu la masa în familie? Ce scuze, asta cât mai suntem o familie. O, suntem. Că văd că tu de bucată de vreme le ai pe ale tale. Fiecare cu ale lui. Ai dreptate și tu. Ia te uită. Nu-i mai răspunde lui taică, tu vorbește frumos, te rog frumos. După tot ce s-a întâmplat... Are tot dreptul să se poarte așa cum se poartă. Spune-mi și mie, te rog, unde ai fost până la ora asta? Unde ai fost? Treaba mea. Adică? Treaba ta? Da. Sunt majoră. Nu mai este nevoie să dau socoteală nimănui ce fac, unde merg și așa mai departe. Cât despre fiii mea, de când a intrat cu mașina într-un cap de pod, i-am tăiat porția zilnică de răsfăț. Să învețe să fie mai responsabilă și să aibă grijă de ea. Auzi, tată. Nu, te rog, explică-mi, unde ai fost? Hai. Auzi, tată, câți bani îmi dai ca să-ți spun unde am fost? Cum adică câți bani îți dau? Câți bani îmi dai? Ești obraznică. Nu, sunt realistă. Ești realistă? Da. Ce e comportamentul ăsta? Știți cu întrebările astea? Am o vârstă, pe bune acum. Oricum nu mai întrețineți. Ce-i drept? Ilinca nu prea ține cont de ceea ce spun eu, pentru că am cocoloșit-o prea mult. Ce de comportament ce-i v-aș da explicații? Da? Nu uita că noi îți dăm bani. Noi păi nu mai dați bani, asta e ideea. Păi tocmai, nu-ți mai dăm atât de mulți, dar... Cine te ține și în casă? Îmi dați, și cât îmi dați ea? 50 de lei? 50 de lei? Aia nu sunt bani. Păi, dar ce să fac eu cu 50 de lei? Păi cum? Când totul este scump. Totul este scump? Tu te mai la muncă dacă nu. Dacă tata vrea să avem o comunicare bună, ar fi bine să deblocheze cardurile alea. Altfel, vom fi doi străini. Vrei mai mult? Păi să merg cu autobuzul costă, pentru că, na, Bucureștiul este mare. Plus de asta, ca să-mi iau și dezinfectant, că... Da, du-te la muncă, ia-ți, te rog frumos. Miroase mâna sconx. Nu-ți convine că mă plimb cu autobuzul, alte soluții nu am. De la mașina de lux am ajuns să mă plimb cu autobuzul. Bine, ia-ți un job, te rog frumos. Ce job? Oricare, ia-ți un job, începe de jos, muncește și vezi atunci cât o să câștigi și cum se fac banii. Deci, nu părinții mei au bani cu Emiluita și o trimite pe fisa la job. Da. Ilinca! 1300 de lei. Ilinca, ce-s cu vorbele astea? Sunt niște vorbe de pițipoancă, eu nu te-am crescut așa. Păi cum ați crescut în Tu ești o fată educată, tu știi ce ai de făcut, tu știi să mergi la un serviciu, tu nu vrei să te duci la un serviciu. Nu că nu știi, dar știi ce ai de făcut, ai o facultate, ai niște studii într-un domeniu frumos. Marketingul este un domeniu bănos în ziua de astăzi. De acord, total de acord. Asta mult timp de acum încolo, da. Și cred că o să ne repetăm. De ce să mă duc la muncă când acasă stau pe un sac de bani? De când am redus fondurile, Ilinga e schimbată radical. Și vorbește foarte arogant cu noi. Să nu uite că noi suntem părinții ei. Voi m-ați obișnuit cu bani foarte mulți. De la 1000 de euro pe lună, da, unde mergeam în dorobani să mâncam, îmi luam țoale. Asta este greșeala mea. Făceam plinul la mașină de fiecare dată când eu aveam chef. Da, acum mi se întâmplă un ecaz și aveți pretenția să mă mulțumesc cu 1300 de lei. Pe bune, voi ați reușit să trăiesc din 1000, să trăiesc cu 1300 de lei. Ilinca, sunt, cum să spun, terminată de vorbele astea ale tale. Nu pot să cred, asta e educația pe care ți-am dat-o. Dar tu poți trăi cu câți bani vrei tu. Trebuie doar să te duci la muncă și să-i și câștigi. Hai că și mama are două fețe. Până să am accidentul, eram cele mai bune prietene. Dar acum s-a dat de partea dușmanului. Taicătu are foarte mare dreptate. Sunt în asentimentul lui și sunt de acord cu el, pentru că până acum ți-am dat tot timpul foarte mulți bani, iar tu nu ai știut să apreciezi scumpa mea lucrul ăsta. Atenție! Facem în felul următor. Nu, facem în felul următor, cum îți spun eu. Te duci la muncă, pentru că și eu am început de jos. Uh-huh. Eu? Da, tu zici că miroși, îți miros mâinile?
Eu miroseam tot amolozi. Dormeam 2-3 ore pe noapte. Aveam numai murdărie pe sub unghii. Nici atât. Muncea și zi și noapte. Da, am 10 depozite de materiale de construcții, dar am muncit ca un sclav ca să ajung ceea ce sunt astăzi. Uite unde am ajuns, muncind din greu, iar tu acum aștepți doar să ți se dea. Da, să nu comparăm vremurile de odinioară cu ceea ce trăim acum. Nu e adevărat, toate au fost vremuri și pentru noi, să știi că erau vremuri bune și pentru noi erau magazine și pentru noi erau haine luxoase și nu ne le permiteam. Și munceam ca să putem o feriție. Trebuie să înveți să fie echilibrată, trebuie să înveți să prețuiești banul. Regulile Domnului. Noi am greșit, din prea multă iubire. Și uitați unde s-a ajuns. Eu m-am sacrificat ca să ajung unde suntem acum. Ia, uite, vezi, tata? Da. Și încă foarte mult. Și nu vă puteți sacrifica de acum încolo pentru mine? Da. Ești matură, fată, nu-ți dai seama. Așa ceva nu se poate. Matură? Da. Că ce, că îmi dați bani? Ilinca a venit mult prea târziu pe lume, când nu mai speram să mai avem un copil. Și de asta am răsfățat-o atât de mult. A, dacă merg la serviciu, câștig banul meu, îmi dați înapoi banii pe care îi dădeați înainte? Ok, întâi să vedem dacă ești responsabilă și pe urmă vedem dacă meriți și bonusuri. Condiții. Sunt întru totul de acord. Condiții, mă. Da, sigur că da. Condițiile voastre. Nu ți-e rușine, nesimțit-o. Deci, e ceva de groază, nu știu ce o să facem. Sunt foarte dezamăgit. Am zis să-i ofer totul, fiind singurul copil. Dar și-a luat-o foarte tare în cap. Și cred că voi schimba placa radical. Pentru Ilinca, nu relația cu părinții este problema, ci lipsa banilor, iar obținerea lor devine în viața ei o prioritate. De aceea, când îi vine o idee, simte că trebuie să o exploateze. Ce faci, prințesa mea? Ce să fac, mă relaxez tu? Ia, auzi? Mm. Fii atentă de ce te-am sunat. De ce m-ai sunat? Am o idee. Ce idee? Dacă tu n-am surse financiare, m-am gândit să le fac eu. Uimește-mă. Știi ce se poartă acum? Să vinzi haine pe net. Păi hai, vinde haine pe net. Ai buget de 2000 de euro minim. Să facem așa un stoc de început. Auzi, mă, fată, ce crezi că sunt? Bancă, bancomat? Ce crezi că sunt? Cine crezi că îmi dă mie 2000 de euro să fac eu stocul de haine? Păi și altfel cum vrei să te apuci de afacerea asta, că nu înțeleg. Te împrumut și tu de la moșulică cu pătrățele și lingi înghețată după el și ți dau eu când am. Ce să faci tu, mă? Să mi dai tu când ai? Când o să ai tu? Auzi, și ceva nu mă face a naibii să-mi pun ambiția și să-ți arăt că sunt capabilă să fac bani. Eu nu știu cum să mă zbat, să fac bani cinstiți și Cristina mă învață la prostii. Mă, fată, mă, termină, mă, cu astea, termină cu prostiile astea. Pune mâna pe bătrânei ca tac tu cu bani, că ești frumoasă, te țin ăștia în puf. Stai să vinzi haine pe net, tu. Iubita mea, știi ceva? Fiecare cu duhoarea ei. Atunci apucă-te să vinzi haine pe net pe 2 lei. Ia vezi, ce profit o să ai? Sau stai, mă, puțin? Fratele, ieftine, eu mă gândesc prea departe, eu mă gândesc la profit, stai că tu n-ai niciun chior în buzunar ca să începi, știi ce zic? Păi tu mai de atât te-am sunat, dacă mă poți împrumuta și pe mine de la, ești tu de la Iubi, că ăla îți dă imediat 2000 de euro. Păi ridică și tu fustița și hop, ți se va ridica și ție portofelul, ce ai să zic? Ai, jură-te că zici asta. Păi, că să știi ce tu îmi poți financiar. Nu ți-am zis să faci nu știu ce, ceva grav. Nu e nimic, rău să-mi găsești tu unul cu mulți bani. Care-i faza? Eu n-am văzut în familia mea bani făcuți necinstit. Ai mei o tras de tineri ca să ajungă ceea ce sunt astăzi. Dar na, fiecare cu gândirea sa. Mă ia durerea de cap. Ia uite și bine că nu te ia durerea de stomac. Atunci zi-mi tu metode de făcut bani în afară să mă văd cu Moș Crăciun, cu burtă, cu scutecele, cu piei lăsate, cu... Nu sunt de acord. A, dar vrei să-ți dau eu bani de la babalâcul ăla, așa cum îl numești tu, nu? Hai, zic să faci pași pe covoraș, zic eu, sincer. Ce prieten am ieșit tu. Mă dezamăgești pe zi ce trece, serios. Extraordinar că tu nu mă dezamăgești pe mine, niciodată nu ascult de sfaturile mele. Să mă vezi pe mine să fac ceea ce faci tu, dacă eu nu pot. Mie nu-mi plac... Mă, fată, mie nu-mi plac boșorogii. Să facă ce vrea, dar eu i-am zis, cea mai bună metodă de a face bani este să profite de fântălei. Eu stau și mă gândesc,
un chior în buzunar n-o să ai. Eu stau și mă gândesc cum mama se uită la tata, adică pana mea, o fi el tata, e bătrân, nu știu, eu în viața asta o să-mi iau un bărbat mai tânăr decât mine cu 8 ani. Ei, nu pot să pun mâna pe carne fleșcăită. Ia și crește-l atunci. Mai bine să miroasă lăptic decât a scutecel. Ei, ia și crește-l atunci. Bani. Serios, altă metodă, deci crede-mă că sunt plină de nervi și vreau să fac bani și nu pot altfel. Singura și metodă plauzibilă ți-am zis-o. Vrei să înțelegi care, bine, ia. Nu tot bine. Să-ți găsești unul ca tactul și cu asta basta. Mai repet o dată. Să-ți găsești unul ca tactul. În ce limbă vorbesc? Da, în fine. Pa! Mm-mm. Gata, mi-a venit o idee. Dar am nevoie de mai multe informații. Plec să mă documentez mai bine. Așadar, Ilinca i s-a aprins un beculeț și pare foarte mulțumită. Apoi începe munca de documentare pe teren. Pare să fileze ceva și se apropie să studieze mai bine punctul de interes. După care, dintr-o dată, devine empatică la suferințele și nevoile oamenilor străzii. Să trăiești! Să rămână fata tati! Auziți, dar de ce stați aici? Băi, cerșesc că n-am bani. Trebuie să mănânc, uite. A fost un om bine la viața dumneavoastră, s-a întâmplat ceva? Da. M-au dat copiii afară din casă. De cum poate să facă așa ceva? M-au dat că aveam nevoie de casă, că s-a născut copilul. Așa? Eu am plecat. Păi și unde stați dumneavoastră? În străzi. Cum să stați pe străzi și copiii în casă? Păi ce să fac dacă mi-au luat casa cu totul? Cu acte, cu tot. Nu mai pot să mă duc la ei. Mi-au luat pensia. Deci nu se poate așa ceva. Nu. Și? Mi-au luat, mănânc așa, o pâine pe zi. Cam așa. Dar nu vă supărați pe mine, cât faceți pe zi? În zilele bune, scot un 300 de lei. 100 de lei? Da, dar nu ai mei, că le dau tot lor. Că... De cum să le dați lor? Adică... De ce nu plecați la un azil? 300 de lei pe zi? Doamne, nu pot să cred! Dar nu pare el a fi sărac așa. Păi... Nu se poate așa ceva, eu chem poliția. Nu, hai, te rog, nu, hai că, nu e bine, nu, că eu trebuie să fac bani, nu. Serios, n-aveți cum să stați aici? Mai bine, nu, lasă, nu deci pleacă. Deci nu este așa ceva să-și bată copiii joc de dumneavoastră? Nu, lasă, asta e, acum ce să fac? Așa am ajuns. Cum să ajungeți așa? Vă rog să plecați de aici, haideți să mergeți la un azil. Nu aveți de ce să stați aici, nu aveți pensie? Nu mai, mi-am luat pensia, mi-am luat tot. Nu, trebuie să mă duc să le și duc bani. Nu. Mănânc o pâine pe zi, ți-am zis. Nu, dă o țigară. Eu nu fumez. Cum își bat copiii joc de omul ăsta, cum îl umilește, cum îi ia pensia și cum îl pune la cerșit. Vă rog frumos, dacă aveți nevoie de ajutor, du-te mai bine, du-te că vine lumea și se strânge și du-te, te rog. Dacă stau bine și mă gândesc, 300 de lei pe zi mulți cu 30 de zile, nici nu știu să calculez. Se strânge lumea aici, pe bune, chiar n-are rost. Nu. Unii au prea mult și alții nu au deloc. Lasă foarte, da, asta este, așa sunt oamenii. Nu există așa ceva. Te rog eu mult, du-te de aici că am nevoie să câștig bani, nu să se strângă lumea să eu nu pot să las lucrurile așa, să las un. Hai te rog, du-te. Bătaia puștii, nu. Te rog, du-te, hai, du-te odată, te rog eu mult. Du-te. Nu există așa. Gata, hai, te rog, du-te. Vă rog din suflet. Lasă, n-am ce, dai cu ce să mă ajut, m-a ajutat. Nu pot să las lucrurile așa. Mulțumesc, lasă așa. E bine, lasă, se strânge așa, leu cu leu se strânge. Nu, haideți, gata. Vă rog, eu sun la poliție. Nu, hai, nu, dar cum să sun la poliție? Lasă, te rog mult, lasă-mă pace, poliția îmi trebuie acum. Faceți într-un fel cu banii să nu fii mai ea. Nu, gata, te rog, du-te odată. Te rog. Faci bine și primești rău, normal. Discuția cu cerșetorul i-a stârnit interesul Ilincăi, care s-a plecat asupra problemei. Spunem asta pentru că, odată ajunsă acasă, vrea să le dea părinților o veste importantă. Mă, ce gol a dat! Mamă! Ura! Mamă a dat gol! Mamă! Tată! Bună, sumpa! Bună! Bună! Ce faci? Ce-am drăguță? Bine! Mi-am găsit job! Mamă, ia spune și mie, tată, unde ai găsit? Am emoții. N-am mai lucrat până acum. Unde? Unde? Zi. La Unirii. Ia-uzi, măi, optimist! Păi ziceai că nu se poate, nu? Ba da, la un magazin renumit de haine. Sunt manager. Manager? Da! Ia-uzi tu!
Ți-am un salariu super tare. Păi. Vai, de mine și bravo. De mine. Păi așa, da. Când începi? Am început, îți dai seama. Ideea e în felul următor. Am nevoie de niște bani să-mi iau haine. Haine. Da, 500 de lei îți ajung. Da, 500 de lei? Ce să fac cu 500 de lei? O sprijin pe Ilinca cât pot, dar nu ca înainte. Viața este grea. Ea trebuie să simtă greutățile, pentru că atunci când noi nu vom mai fi, tot ei va fi greu. Trebuie să-mi iau haine de firmă de calitate, nu pot să apar cu haine de bazar. Ia 500 de lei de aici și vezi de treabă, tată, că e frumos. Pe bune, da, gândește-te că am un salariu destul de bun pentru început. Ia bănuții de aici și taci din gură. Ia, hai, te rog, hai aici 500. Îți ajung. Păi nu mi-ajung, tată, fii atent. Cum adică? Totuși, am un statut destul de bun, da? Sunt manager, nu pot să mă îmbrac oricum. Plus de asta, pe un salariu de 2500 de lei în prima lună, după care mi-l vor majora. Poate să ajungă între 3000-4000 de lei. Ia, păi și e scump acum masterul? După amiază. Că na, eu mâine la 8 trebuie să fiu la serviciu, ok? Și după amiază cu masterul, văd eu cum îmi împart timpul. Scumpă, te rog mult, de cu munca asta să nu-ți neglijezi masterul, te rog din suflet. Nu, dar v-am spus foarte clar că vreau să mă maturizez, să devin responsabilă, pentru că asta m-am dorit. Las-o în pace, că fata vrea să se maturizeze. Eu cred că putem avea încredere în ea. Da, lasă. Și în fond, vă garantez că la primul salariu vi-l pun pe masă. Hai, mă, serios. Ia, uite la ea, mai să vedem și pe ăsta. Ia, uite, n-aveți încredere în mine. Da, scumpa, întotdeauna am spus că ești un copil bun și că ești inteligentă și educată și știi ce ai de făcut. Mă descurc. Ha, ha, ha. Ce repede mi-au dat bani când au auzit că mă angajez. Parcă spuneai că nu se poate. Ei, hai, mi-am spus, dar am glumit și eu, ce credeți că... Dar totuși speram să fie mai mult aici, pe bune. Am nevoie de 1000 de lei. Hai, dar n-ai să vezi așa ceva. Dați-mi și mie 3 lei, vă rog. E, află că am devenit o persoană responsabilă, care vrea să muncească, pe bani mulți, într-adevăr, că aia se plătește foarte bine, da. Dar și ceva, arată cere sacrificii. Nu-ți convine? 14 pentru 300 de lei pe zi. Ce ai făcut cu prietenia noastră? Chiar ai renunțat la prietenia noastră? Ai, nu mai dai un semn? Manager, sunt manager. Dacă ești manager, ce? Nu-mi pasă mie ce manager ești tu. Presupune implicare. Cu astea fac bani. Rămâne. Totuși, mamă, n-ai vrea să merg cu tine la muncă mâine, prima zi, ai emoții? Nu, mamă, nu mai am 3 ani, serios acum, știu să mă descurc și singură, știu să traversez și strada. Și în fond, nu m-am obișnuit să merg pe jos, dar merg, asta e. Auzi la mama, să meargă cu mine la muncă, dar ce sunt în prima zi de școală? N-ai să vezi așa ceva. Așadar, eu vă las cam treabă, mă pregătesc intens, psihic, fizic și așa mai departe și moral. Pentru că mâine o să am o zi grea. Pentru că sunt responsabilă și oamenii se bazează pe mine. Ok, ce să zic, succes! Ha. Și... urați-mi baftă! Da, da, baftă, ținem pumnii! Baftă, baftă! Hai, tu ai văzut ce copil bun avem! Și noi ne făceam probleme! Ia uite că am și eu bani de mol, de cosmetice, că cele vechi s-au uscat. Plus de asta ar merge și o cafea prin dorobanți. Ilinca este în prima zi de muncă, iar prima oprire o face la un magazin de haine de mâna a doua. Nu pot să cred că am ajuns să fac așa ceva, dar vreau să fac bani. Atâta vreme cât nimeni nu mă știe, ce mai contează? Banul să iasă. Să iasă banul din ce? Își cumpără haine ieftine la mâna a doua, e în regulă, dar asta înseamnă că economisește bani, nu că îi produce. Doamne, ce le-a apucat pe toate? Și mama și Cristina mă sună acum. Frate, sunt la job.
Nu pot să vorbesc la telefon. Dar oare ce presupune acest nou job, cum spune Ilinca, încă nu știm și ne rezumăm la observa faptul că amica ei, Cristina, este deranjată că Ilinca nu răspunde la telefon. Alo, da? Alo, doamna Anastasia? Cu cine am onoarea? Cristiana sunt. Încerc să dau de Ilinca și nu o găsesc. Și sunt un pic panicată. De fapt, sunt cam mult panicată, ca să spun așa. Stai liniștită. E la serviciu. E normal să nu răspundă. Stai scrumă, fata mea. S-a îngrășat. Poftim? Ce-a făcut? S-a îngrășat. Cum s-a angajat? Când? Păi cum, nu ți-a spus că s-a angajat? Nu mi-a spus. Mie nu-mi vine să cred. Ilinca s-a angajat? Imposibil. Dar de mult s-a întâmplat sau cum? Stai calmă. Deci e în primele zile, e firesc să nu dea detalii, pentru că vrea să facă impresie bună la serviciu și probabil că are și emoții. Poate n-am vrut să spună, știi doar că e destul de dificilă. Am înțeles. Bine, s-a angajat, dar de ce nu mi-a spus nimic? Da, sunt convinsă că i-a fost rușine. Păi am vorbit cu ea zilele trecute, dacă nu mă șer, ieri sau alaltă ieri, și ne-a propus să facem o afacere cu haine, să vindem haine online, dar apoi s-a retras, nu știu ce e cu ea, că nu mai m-a sunat, nu nimic și nu știam ce se întâmplă. Și plus că acum nu dau de ea și chiar mi se pare nefiresc, îmi răspundea la telefon în secunda 2. Da, dragă, de ea, deci ea tot a căutat serviciu și până la urmă s-a găsit, cred că are niște emoții. E firesc, îți dai seama să nu fi spus. Stai calmă, nu e nicio problemă. În primele zile, ți-am spus, trebuie să facă impresie, chiar nu se putea să anunțe chiar pe toată lumea. Eu înțeleg. Ilinca a devenit foarte suspicioasă. Ea nu mișcă un pai fără să se consulte cu mine. Oare ce-o fi în capul ei? Da, am înțeles. Da, sunt sigură că va fi bine, da, și că va fi apreciată. Doar știm pe Ilinca, e fată bună, e fată ambițioasă, e fată muncitoare. Da, mulțumesc, drăguță, este drăguță, sigur că da, avem un copil tare bun. Mulțumesc mult. Bine, doamna Anastasia, haideți că o să-i las eu un mesaj și cu siguranță mă va suna ea când vede. Și felicitări, să știți că aveți un copil foarte, foarte ambițios. Mulțumesc, cumpă, mulțumesc, te pup! Vă pup, o zi bună, la revedere! La revedere! Cristina este foarte intrigată de tupeul Ilincăi de a nu-i spune că a făcut nenorocirea de a se angaja, iar o asemenea obrăznicie trebuie explicată cu prima ocazie. Auzi, ia gata, hai lasă-mă cu pozele. Ce secrete ascunzi? În ce secrete, fată? Tu ai secrete față de mine, nu? N-am niciun secret față de tine, știi tot despre mine. Hai lasă vrăjeala. Ce ai, mă, fată? Unde te-ai angajat? La Unirii, la un brand de haine. La un brand de haine? Și nu vezi? Și tu mi-ai ascuns asta până acum? Da, eu credeam că ești prietena mea. Păi și cum, nu sunt prietena ta? Păi cum să mi-ascunzi asta? Sunt cea mai bună fată, dar nu m-ai întrebat ce vrei să spun. A, ia uite, m-am angajat. A, ia uite ce am făcut. A, una alta. A, trebuia să întreb, nu? Ca să-mi spui. Bineînțeles. Băi, eu știam că n-avem secrete, dar dacă tu zici... Fată, n-am niciun secret față de tine, doar că tu îmi respingi ideile, înțelegi? Și în fond, au dreptate părinții mei, trebuie să mă angajez. Să devin responsabilă, să fac și banul meu, să stau la banii lui. Și ești manager la un brand de haine. Da, fată. În sfârșit, sunt împlinită. Mă consider un om integru. Îmi place ceea ce fac, însă nu am încotro. Hai, toate ca toate, dar zi ce faci, de fapt. Că eu nu te cred pe tine. Lucrez. Mă jur că lucrez. Lucrezi ce, la un ciorap? Unde lucrezi? Măi, fată, ție nu-ți place munca, serios? Fata, îmi place munca. Uite, și ceva, cred că nu ai realizat că eu m-am maturizat și vreau să devin din ce în ce mai responsabilă. Doamne ferește, ce apă sfințită ai băut? De unde ai luat-o? Cine ți-a dat-o? Cine te-a prostit? Zi! Ha, chef de glume, serios. Nu am chef de glume, chef de glume ai tu. Să te bucuri pentru mine, tu faci niște de mine. Pentru tine, nu se vede, mă faci mincinoasă. Bun, altceva, ce crezi că fac? Nu știu, poate că mi-a ascultat sfatul și nu vrei să-mi spui. Nu! Degeaba insistă Cristina. Nu sunt obligată să stau lângă un moșulică. Până la urmă, fiecare își face viața după bunul plac. Ia zi, Moș Crăciun cum e? Deci dacă mai o dată la mișto,
Deci ne supărăm. Fata, știi că te iubesc. După ce că sunt supărată pe tine că mi-ai ascuns treaba asta. Și manager la un brand de haine, zice? Da. Am o fată. Știi că eu glumesc cu tine. Și nu vreau să te super. Eu te iubesc, ești cea mai bună prietena mea. Ceva s-a schimbat la Ilinca. Nu înțeleg cum de s-a angajat și mai ales cum de a devenit ea așa secretoasă față de mine. Și de ce n-ai încredere în mine? Pentru că se pare că mi-a ascuns lucruri, fata, știi? Fata, și mai ești la mișto, că mă jur. Serios? Da. Până la urmă ce fac eu nu e muncă. Am bani în buzunar, nu stau să merg cu autobuzul. Da, într-adevăr, suport proteză, suport asta e altă mâncare de pește, dar știi tu, închizi ochii, știi? Să pui mâna pe carne freșcăită. Nu, să nu pui mâna. Tu ce faci acum? Cât câștigi? 1500 de lei? Măi, câștig destul de bine, să știi, nu. Crede-mă că nu. Pe puțin 3000 de lei. Pe puțin 3000 de lei? 3000 de lei, da. Mă amuză fata asta. Eu cred că ea chiar a luat o razna. Deci cum să stea la un magazin pe un salariu de nimic? Na, și să ajung ție 3000 de lei? Până acum 3000 de lei nu ți-au ajungeau nici la un prânz în centru. Mai n-am altă soluție, nu am. Decât să stau la serviciu. Și te-ai făcut părinții mândri, a? Eu așa zic, da. Băi, îmi vin zgogoși în continuare. Băi, te cunosc de atâția ani, ești prietena mea. Cum să minți în halul ăsta? Bun, atunci zi tu ce fac eu în afară de... Nu știu ce faci, păi, dar atunci... e clar că mi-a spus ceva. Fetiță, de bine, de rău trebuie să muncesc, ok? Băi, eu ți-am dat un sfat. N-ai vrut să mă asculți, este treaba ta. Du-te și muncește pe 1500 de lei și cu asta basta. Eu nu te judec. Fiecare face ce poate, cum poate. Dacă nu mă văd eu făcând chestia asta, nu știu, n-aș putea să pun mâna pe un nene cu păr alb, nu știu, să fie carnea fleșcăită așa și cu păr pe piept, și să fiu îmbrăcată cu haine de firmă. Da, cu portofelul plin îți place, nu? Îți place, îți lipsește mașina, îți lipsesc banii. Știu, prietena mea, dar arta cere sacrificii, știi ce zic? Spun, chiar o să-mi iau o mașină, cât de curând. Pe ce? Pe 1500 de lei din mod? Sau de ce? Îl împrumut, și cu ce mai strâng, mai îmi dau și părinții, că oricum pe taică mi-l fraieresc. Asta văd că ai țoale noi. Fii că am fraierit. Da? Știi că era rândul tău să faci cinste, săraco. Acum ai bani și ce faci? Te dai la fund? Ți-am promis că fac cinste, așa că o să fac. Da, cu servicitor de 2 lei. Fată! Nu, după cum arăt, chiar nu e de 2 lei. Păi, după cum arăt, să-ți demonstrez... nu știu ce manager ești tu de haine, dar... O să-ți demonstrez că o să-mi iau și mașină. Cred că o să plec și într-o vacanță luxoasă, așa că, draga mea, lasă invidiile astea așa. Sunt un om responsabil. E prea să ridic un deget pentru banii ăia, înțelegi? Pentru ce aș fi invidioasă? Nu ridici degetele, da? Na. A, că ridic fustița, la asta te referi? Da. Mă, e mai ușor decât ceea ce faci tu. Oricât de mult ar insista că s-a angajat, eu tot nu o cred. O cunosc mult prea bine pe Ilinca și știu că n-ar face asta. Oricât ar insista, Cristina, nu o să-i spun adevărul. Nu este o meserie cu care să mă laud. Dar care este oare meseria Ilincai? Vă spunem chiar acum, cea de antreprenor care exploatează mila oamenilor și ca orice antreprenor, ea este atentă la detalii. Este nevoie de o vestimentație potrivită, de scanarea vadului, de poziționarea corectă la care se adaugă o mască purtată excesiv și o poveste eficientă. Doar știți vorba regretatului Dinică, mână întinsă care nu spune o poveste... nu primește pomană. Dați-mi și mie 3 lei, vă rog. Mi-au murit părinții. Dumnezeu să fie cu tine. Sănătate să vă dea Dumnezeu. Nu mai vine odată cineva pe aici să fac și mai mulți bani. Hai. Dați-mi și mie, că mi-au murit părinții. Cei drept, Ilinca ar trebui să mai lucreze puțin la discurs și să evite graseierea, care trădează originea Maicuș Taif. Dați-mi și mie 3 lei, vă rog. Mi-au murit părinții, sunt orfană, n-am bani de pâine. Dați-mi și mie, vă rog, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mi-au murit părinții, n-am ce să mănânc. Sănătate vă doresc. Frate, ăștia au bani și nu dau. Mă văd aici terminată și nu-mi dau și mie un leu.
sunt două lucruri esențiale în afacerea asta, o poveste bună și multă răbdare, pentru că, până la urmă, leu cu leu se face suta. Hai, mai veniți, că vreau să fac bani repede! Toată lumea vrea repede, dar ca în orice meserie este nevoie și de experiență. Oricum, lucrurile încep să meargă și Ilinca schimbă punctul de lucru de la o zi la alta. Se numește adaptare la piață. Dați-i și mie de mâncare. Mi-au murit părinții și n-am ce să mănânc. Stau pe străzi. Dați-i și mie de o pâine. Mi-au murit părinții și stau pe străzi. N-am ce să mănânc. Sunt săracă, stau în canalizări. Sunt orfană. Chiar dacă nu are încă versatilitatea tânguielilor cu care suntem obișnuiți, Ilinca începe să producă. Nu exagerat, dar binișor. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Ai, 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 Ilinco, hai, știu că poți. Azi mai slăbuț, 300 de lei? Acum nu mai stau, am programare la salon. 300 de lei pe zi nu este deloc rău, iar sumele cresc de la o zi la alta, poate și pentru că inflexiunile vocale specifice sunt deja profesionale. Vă dea Dumnezeu sănătate. Mi-au murit părinții. Sunt pe străzi și n-am ce să mănânc. Să vă fie milă de mine și să vă dea Dumnezeu sănătate. Dați-i și mie de-o pâine. Mi-au murit părinții. Să vă dea Dumnezeu sănătate. 419 lei! Wow, dacă o țin tot așa, mi-au mașină. Nu mai zic de monede. Aia e cantitate neglijabilă. Da, am ajuns să neglijăm monedele. Deja asta înseamnă aroganță, dar poate că exagerăm, pentru că, de fapt, dincolo de toate defectele ei, Ilinca are un suflet bun. Ia uitați de ce spunem asta. Ce mâninguriță, ce mâninguriță, ce frumos, o, frumosule, ce faci, mă? Are și cerșetoria momentele ei de culoare, iar în multe cazuri are și satisfacție financiară pe măsură. 365? Nu-i grea deloc viața asta. În felul ăsta nu mai merg niciodată la muncă. 365 de lei în 5 ore? Poți să fii noroc să ai. După o muncă de 5 ore răsplătită corespunzător, Ilinca își strânge recuzita, își schimbă uniforma și se întoarce acasă. Nu știu ce face fata asta de nu mai ajunge. Păi, nu știu. Serviciul ăsta nou cred că este foarte preocupată și e atât de emoționată. Așa drag mi-e de ea că s-a apucat de lucru. Doamne Dumnezeule, vezi că până la urmă am crescut un copil bun și că are inițiativă și are drag de muncă. Cât spuneam noi că n-o să muncească, uite și tu cât muncești acum. Și am observat că vine și foarte obosită. Uite că a și venit. Ilinca, ce faci? Bună, mamă, tată. Hai, mamă, să pui. Vin imediat. Hai că sărbătorim. Imediat vin. Am nevoie până la baie. De fapt, Ilinca are nevoie de puțin timp ca să își ascundă hainele de cerșetor, timp în care părinții trăiesc într-o gravă iluzie. S-a schimbat fata noastră foarte mult. Chiar da. Mă simt atât de bine că, în sfârșit, și-a dat seama că trebuie să muncească. A realizat, după ceea ce am făcut, după faptul că i-am retezat toate cheltuielile de petrecere, că trebuie să muncească și numai prin muncă poate să ajungă acolo unde ai ajuns tu. Ea te respectă foarte mult pe tine. Și din cauza asta zic eu că ai avut o influență foarte bună asupra ei și s-a apucat de muncă. Sunt atât de încântată. Vai de mine. Hai, Ilinca, hai, puiu. Imediat. Hai, vino și ia un loc, că sărbătorim noul tău job. Cum să nu? Da, sigur că da, noul tău job. Sunt fericită maxim. Asta chiar este un motiv de bucurie. Fata mea a venit cu picioarele pe pământ. Chiar n-am chef de ei. Dar trebuie să pozez în copilul exemplu și să le fac pe plac. Dar ce ai pe nasuc? Ce am pe nas? Ai ceva negreală, pui. Ia să văd. Ah, da, doamne, într-adevăr, ce e cu chestia asta? Și... Bă, am băgat mâna în farcul, că l-am făcut curățenie în... Bă, ce? Stai puțin, ce se întâmplă? Ce am făcut, tată, stai, ce ai?
Deci miroase puțin arâncet, scumpa mea. Se întâmplă ceva? Nu. Muncesc? Ce vrei acum? Asta înseamnă munca. Da, dar unde muncesc, scuze, dar... dragă? Nu muncești la birou? N-am depozit acolo mai... Dar unde te țin? Omul, ce gai? Ce sunt și responsabil acolo și de stoc și de tot ceea ce prevede magazinul, da? Și nu plus de asta să... mai cercuri și cu autobuzul. Păi, autobuz nu-mi era tale vânțică. Mamă, mi-a trecut glonțul pe lângă ureche. Bine că mi-a venit ideea cu autobuzul. Ilinca exagerează. Doar autobuzele nu merg prin canalizări. Ia așa miroase, a canalizare. Da, bă, dar poți schimba jobul ăsta dacă miroase în halul ăsta. Nu, pentru că aici se câștigă foarte bine. Nu, te rog mult, te rog, chiar insist. Nu știu, nu trebuie să ne înțelegi greșit, dar te rog să schimbi jobul. Eu nu vreau să lucrezi acolo pentru că chiar miroși foarte urât. Iată-mă. Și în altă parte, pe banii ăștia, unde aș putea să lucrez? Lasă că te ajute, tati, lasă. M-ați ajutat, m-ați ajutat și până acum. Nu, o să te ajut eu, deci te rog frumos. Nu vreau ca fiica mea să... totul. Te rog. Ăsta ar fi trebuit să fie un moment frumos, să sărbătorim. Dar, sincer, nu mai puteam să respir. Mă usturau ochii. Dar stai puțin, tată. Ce nu-ți convine? Ai uitat realitatea? Ai uitat care e realitatea, nu? Nu am uitat. Când mergeam cu mașina, miroseam parfum, da? Foarte scump. Acum merg în autobuz. Cum aș putea să miros? Chiar atât de rău să fie în mijlocul de transport în comun? Mi-au fost retezate toate. E, află că am devenit o persoană responsabilă, care vrea să muncească, pe bani mulți, într-adevăr, că aici se plătește foarte bine, dar și ceva arată cere sacrificii. Nu-ți convine? Bineînțeles, prefer ca Ilinca să aibă un job, dar dacă jobul acesta îi afectează sănătatea, prefer să nu se ducă. Oricum ar trebui să-ți găsești un alt job. Te ajut. Uite eu. Uite că nu se poate. E, cu ce mă ajuți? Îți voi găsi un alt job. Te ajută. Cu drag, să te ajute, deci te rog. Nu știu ce se întâmplă acolo. Dacă mă ajută, eu nu mai merg la serviciu. O să fiu o persoană de dinainte, înțelegeți? E ok așa? Păi nu. Ca să miros la parfum. Nu trebuie să miroși un cegai ca să lucrezi într-un loc frumos și bun. Asta e, acum ce vrei. Chiar nu mă mai interesează că miros. La câți bani fac într-un timp atât de scurt, îmi permit aproape orice. Ilinca este foarte mulțumită de situația actuală, muncește doar câteva ore pe zi, are un venit măricel și în programul ei este acum loc de relaxare sau de primirea musafirilor în vizită. Dar niciun semn, mă, fată, nu mai dai nimic. Păi, dacă muncesc, nu am timp. Muncești, a? Da. Și telefonul la unde-l ții? Nu am voie să răspund la telefon. Da, nici seara, nici dimineața, când pleci spre muncă. Păi, când plec... Ce aș putea să fac decât să-mi iau micul dejun, beau o cafea repede, îmi plec la serviciu, deci nu am timp de nimic. Așa? Păi mincinoasă, tu stai cu telefonul și la budă. Deci nu am voie să stau, crede-mă. Halal, prietenă. A trecut mai mult de o săptămână și ea nu mi-a dat nici măcar un semn. Iar eu mă agit ca proasta. Cristina nu se lasă. Se ține scai de capul meu, dar eu tot n-am să-i spun adevărul. Și cât câștigi? Calculat așa că am vreo 300 de lei pe zi. Mulți cu 30 de zile... 300 de lei pe zi? Da. Dar da. Ce faci tu pentru 300 de lei pe zi? Tu faci ce fac eu, te-am prins și tu nu vrei să recunoști. Eu să fac ce faci tu? Hai că ai păcălit vreun fraier, mie îmi spui de tine. Yes. Te strâmbi. Frate, dar nu trebuie să-ți fie rușine. Nu adică mi-e rușine. Crede-mă că dacă aș fi făcut chestia asta, ți-aș fi spus. Pentru că na, și tu mi-ai dat sfatul ăsta, cum aș putea să mă feresc? Doar că știi că eu nu pot să fac chestia aia. Nu pot să pun mâna pe scutec. Dar tu ai impresia că eu pun mâna pe scutec, pe bune? Vezi că al meu... Ia. Deci mă, fată, iubi, are niște pătrățele. Ce vorbești tu? Câți ani are? Lingi înghețata de pe el, crede-mă. Atât de curat e și miroase a parfumuri foarte, foarte scumpe. Bine, parfumuri pe care mi le cumpără și mie. Dar asta e altă discuție. Și eu cred că tu cam acolo te-ai îndreptat, dar nu vrei să recunoști. Dar cred că nu. Dar tu de mine nu trebuie să te ferești. Deci tu de mine nu trebuie să te ferești. Ia uite și pe fetișoara asta. Deci de mine de ce dragă crezi că ar fi al meu mai urât sau mai frumos decât al tău să mă feresc? Păi nu știu, probabil. Nu există așa ceva, ți-am spus din start. Eu întreținută de un moș Crăciun, niciodată. Nu, dar ce faci? Te duci să muncești pe 1500 de lei? Fată, dacă eu ți-am spus că câștig 300 de lei pe zi. Fată, și pentru 300 de lei pe zi, ce ai făcut cu prietenia noastră? Chiar ai renunțat la prietenia noastră? Nu mai dai un manager, semn? Sunt manager. Și dacă ești manager, ce? Nu-mi pasă mie ce manager presupune ești tu. Presupune implicare. A, da? De toate, da. A, da, și de prietena ta de viață ai uitat, nu? Chiar, pentru 300 de lei pe zi. Chiar, dar asta a fost scopul meu, înțelegi? Doar că trebuie să le demonstrez alor mei că pot mai mult și că, na, îmi convine, nu convine, trebuie să lucrez. E în regulă. Toată lumea trebuie să știe că eu sunt manager. Le demonstrez asta pentru că am bani.
și nu trebuie să știe ceea ce fac eu. Da, deci nu vine să cred că ai renunțat la noi pentru... Adică mie chiar îmi lipsești, frate. Chiar îmi lipsești discuțiile cu tine și tu nu mai dai nici măcar un semn de viață. Nu știi ce înseamnă o muncă, da? Să pleci dimineața, să ai o responsabilitate și să te întorci seara obosită. Încât să nu-ți dorești decât să faci un duș și să dormi. Dar plec la spa, la sală, la manicură, la pedicură. Nu mă duc să stau în picioare 12 ore pe zi, știi? Nici eu nu am timp, crede-mă, că dacă aș avea timp, m-aș fi dus și... Fi sigură că te-aș fi sunat pe tine să mergem la un spa, la o manicură, la o pedicură, la un salon. Nu am timp. Elinca, oricât de ocupat am fost, nu am uitat de tine. Eu am un job foarte bun, sunt manager, da? Câștig foarte bine. Frate, mă zăpăcești cu managerul, lasă-mă... Baby, cu managerul tău, managerul, parcă cine știe ce ești președinte. Logică mă implici că dacă... Nu am voie să răspund la telefon, ok? Un prieten adevărat trebuie să-ți fie alături și la bine și la greu. Cristina nu are de ce să se supere, așa că trebuie să mă susțină. Trebuie să înțelegi. Nu mai sunt ce am fost. Până acum am fost întreținută de părinți. Nu știam ce aia o grijă, o responsabilitate. Acum mi-am luat un job, da? Din care să trăiesc, să le demonstrez alor mei că pot mai mult. Pentru că am nevoie de bani. Pentru că ai mei mi-au retezat totul. Ai terminat? Și ideea e că trebuie să-mi manageriez timpul, astfel încât să mă împart și cu părinții, și cu serviciu, și cu prietenia noastră. Care, din păcate, într-adevăr, a fost... Ai lăsat-o pe ultimul loc. Da, asta e problema. Pauză, trebuie să înțelegi. Până mă acomodez și eu cu jobul mai bine și așa mai departe, până îmi calculez și eu tot timpul ăsta. Am nevoie de spațiu. A, și eu te sufoc sau cum? Nu, da, te supere iurea, pentru că tu te plictisești, tu te gândești la vacanțe, tu te gândești la iubii și așa mai departe. Eu nu prea mai am timp și să știi că am destul de treabă acum. Cum adică? Am adică treabă. Adică bați apropo să plec sau cum? Stai, frate, nu mă servești tu cu o cafea, cu apă, plată, cu lămâie? Ieșim noi când avem timp, acum serios, am treabă. Frate, nu ne-am văzut de atâta timp și tu mă dai afară din casă la propriu? Știi că te iubesc. Deci tu mă dai afară din casă? Nu, am treabă. Dacă nu pot să stai aici, merg și-mi fac treaba. Deci nu pot să cred că mă arunci ca pe un gunoi. Tu ai uitat complet de prietenia noastră. Tu ai uitat prin câte am trecut împreună. Tu ai uitat cât te-am înțeles eu când ai fost la greu. Nu. Exagerez, pentru că te plictisești. Da, bine, hai, te lasă-mă. Băi, deci gata, să nu te mai văd. Deci nu mai ești prietena mea. Dispar. Hai, ne auzim când am timp. Ai de cap, munura. Unii muncesc și alții... Stau la mâna lui iubi. Mai pe direct, mai pe ocolite, mai dat afară din casă. Și nu înțeleg de ce s-a ajuns în situația asta. Antreprenor de succes, Ilinca nu este deranjată că a pierdut o prietenă. Are acum alte priorități, dar ar face bine să își păzească secretul care îi aduce atât de mulți bani. Nu de alta, dar există și pericolul să fie deconspirată cumva. Doamne, fata asta când o să învețe să-și facă patul? Vai de mine, și ce miros e aici. Ce Dumnezeu... Ilinca s-a obișnuit cu mirosul hainelor și nu și-a dat seama de intensitatea lui. Mama ei însă știe că ceva nu este în regulă. Dar ce Dumnezeu e asta? Fai, ce hal poate să miroasă? Cum a ajuns hainele acestea în camera Ilincăi? E de neînțeles. Este de neînțeles pentru mamă, nu și pentru cei care știu despre ce este vorba. Aoleu, asta și-a băgat nasul unde mi-l fierbe oala. De capul meu asta mi-am găsit hainele. Nu pot să cred! Pe mama iarăși a apucat o curățenia și mi-a aruncat uniforma. Sigur mi-a aruncat uniforma! Ilinca a intrat în panică. Fără uniformă nu se poate prezenta la locul de muncă. Se poate așa ceva? Vai de mine! E ceva necurat între hainele alea și fiica mea.
Nu pot lăsa treaba asta baltă. Trebuie să cercetez. Cu astea fac bani. Rămadă. Mamă, ce miros insuportabil. Dar nu contează. Cu mirosul ăsta o să fac o grămadă de bani. Iac. Și mai bine, cu mirosul ăsta de tocană, de ceapă fac la bani. N-am treabă. Ai, au căzut bine toate. Adios, succes la muncă! Nu știu ce se întâmplă, dar fiica mea mă minte pe față. A luat din tomberon hainele acelea împuțite pe care le-am găsit ascunse sub pat și a plecat grăbită. În autobuz, la cum se amestecă uneori mirosurile, punga cu haina Ilinkei nu este o problemă. Altceva complică situația. Mama a plecat să o caute pe Ilinka, unde altundeva decât la magazinul unde i-a spus că lucrează. Rezultatul... Sunt confuză. Managerul de aici nici n-a auzit de ea. Oare am greșit eu magazinul? Nu este magazinul potrivit? Nu știu. Mama nu renunță și după ce ia câteva magazine la rând, își dă seama că Ilinka ascunde ceva. Asta-i treabă cu sută cu ața albă. Ea aici mi-a spus că lucrează, dar nimeni nu știe nimic de ea. Se întâmplă ceva, nu știu. Nu merg la muncă, cum să fie clar! Cum vorbești așa? Am 22 de ani și sunt cu mult peste majorat și fac ce vreau. Iar eu la muncă nu o să merg niciodată. Doamne Dumnezeule, m-ai făcut de rușine! Ce este mai? Spune-mi odată, că tu trebuie să știi. Puțin, și ce, ca să mă întoarcă? Dar vă rog frumos, încetați! Spuneți-mi despre ce este vorba! Dar dumneavoastră de ce ați ascuns, doamnă, soțului dumneavoastră? Ați crezut că ce? A, nu era de spus. Era o chestie la disperare. Fica mea a cerșit în centrul Bucureștiului și tu încerci să mă calmezi! Ilinka nu este departe de locul în care o caută mama ei. De fapt, Ilinka nu a mințit foarte tare, ținând cont că în zona Unirii muncește, așa cum a și spus de altfel. Sărmana fată, vai de ea, ia uite, i-au murit părinții, vai de tine și de tine. Cum e posibil, vai de mine și de mine, vai de mine. Ia, drăguță, ia, drăguță, dar nu spui nimic, nu? Ce este cu tine? Ce se întâmplă cu tine? Ce este? Ce este cu tine? Ce unghii ai? Ce unghii ai tu? Mamă! Cine a murit? Mata a murit! Cine a murit? Ce cauți? Cum e posibil așa ceva? Ce eu te-am educat ca să ajungi aici? Nu ți-e rușine? Cum ai reușit să ajungi aici? Am reușit să ajung aici? Doamne, că voi mi-ați obturat tot! Voi m-ați ținut departe de responsabilități, de-aia am ajuns aici și știi ceva? La muncă nu merg! Sunt siderată, nu pot să cred din câte metode sunt de făcut pe lumea asta bani. Ea a ales această cale de a face bani. Sunt siderată, sunt terminată. Ne să ca mama ploile. Ea și investigațiile ei. Nu merg la muncă, cum să fie clar! Cum vorbești așa? Am 22 de ani și sunt cu mult peste majorat și fac ce vreau. Iar eu la muncă nu o să merg niciodată. Doamne Dumnezeule, m-ai făcut de rușine! Deci ăsta-i magazinul la care lucrează ea. Aoleu, nici nu știu cum să-i spun lui taicăsu. Tata, nu o să treacă peste situația asta. M-ai făcut de rușine dacă te află taică, tu te dezmoștenești! Scutește-mă, știi ceva? Vino încoace la mine, vino încoace, vino încoace, vino încoace! Dacă eu nu-i dădeam bani, nu puteam să descopăr această nenorocire, această mizerie pe care o face fata mea. Ce faci, fată? Uite ce să fac, bine, pe asta, tu ce faci? M-am gândit că nu-mi place munca. Auzi, voi păi să facem noi... Auzi, nu vrei să facem noi afacerea despre care am vorbit? Dar eu ce-ți spuneam? Ce-ți spuneam? Normal că vreau, hai să aștept la mine dacă ești prin zonă. Sunt departe, fată. Băi, și când vei să vii? O să ajung repede.
Cred. Păi haide, hai. Pa. Te pup, te aștept. Pa. Doar de capul meu. Aventura de antreprenoare în cerșetoria Ilincăi a luat sfârșit, dar orice sfârșit poate fi un bun început. Așa se face că Ilinca revine la o discuție cu familia abia după o lună în care a locuit la prietena ei, Cristina. Să înțeleg că ți-a venit mintea la cap. Te-ai întors acasă. Ai învățat lecția, nu-i așa? Lecția! Așa de sigur că fiica dumneavoastră și-a învățat lecția de la viață. Adică? Nu aș fi așa de sigur. Așa lecție? Mai rar, ce să zic? Cum să nu? Dar ce zâmbitoare ești, scumpo? Bineînțeles. Ce se întâmplă? Ce să se întâmple? Voi credeți că am venit acasă? Da. Nu, am venit să discutăm. Okay. Și să vă spun ceea ce nu-mi convine și ce nu mi-a convenit până acum. Și unde ați greșit? Scumpo, dar noi am mai avut discuții până acum, deci nu este prima sau ultima discuție pe care o să o avem. Avem timp să discutăm în familie, fără alți străini. Sunt o străină? Lângă sunt noi. Prietena fiicei dumneavoastră de atâția ani. Stați puțin, de ce vă uitați așa urât la ideal mine? Ideal este ca tu să taci în momentul eu ăsta. Eu să tac? Nu, te rog, nu, dar de ce nu să tac? M-a invitat Ilinca. Este și casa Ilincăi aici. Nu este mai important pentru tine ceea ce te învață Cristiana sau ceea ce ai învățat de la părinții tăi? Mi se pare corect, părinții ce sunt... Ce să învăț de la părinții mei? Păi, noi te-am crescut, noi te-am educat, noi... Asta să învețe la părinții, că nu-ți mai dau un leu. Scumpo, scuză-mă, dar are ce să învețe de la noi. Deci avem o vârstă, avem o posibilitate, lucru pe care am înțeles că părinții tăi nu le au, posibilitățile noastre nu le au și noi, ea zic că are ce să învețe de la noi. Înțeleg că prietena ta este foarte ofticată, că părinții nu i-au mai dat bani. Exact. Da. Și da. Corect? Păi, mi se pare normal. A fost ținută în puf și dintr-o dată să-i se taie rația că ce? Că a greșit? Orice copil greșește, sunt părinții ei, ar fi trebuit să o susțină. Să ne înțelegem, Ilinca nu mai este un copil. Are 23 de ani. Întotdeauna va fi copilul părinților. Stai puțin să ne înțelegem bine de tot. Ilinca nu e ca și când a spart o vază sau mai știu eu ce. Dar nu Ilinca este problema ta. Ilinca putea să nenorocească pe cineva. Putea să moară, da, puteai să mori și tu. Gândește-te la gravitatea situației. Că putea fi mai rău de atât. Voi vă faceți probleme pentru niște fiare. Voi aveți atâția bani cât puteți lua o mașină oricând. Dar Linca, ce se întâmpla dacă bunul Dumnezeu nu te avea în pază? Ce se întâmpla dacă dădeai peste un nevinovat? Ce se întâmpla dacă nenoroceai o familie? Că au mai fost cazuri de deștepți cu ghilimelele de rigoare ca tine, care în timp ce erau la volan, de fapt, îi se filmau. Ei, uite că nu s-a întâmplat nimic. Și asta vreau să zic doar atât. Și ăsta e un motiv lucrurile pentru care să treci atât de ușor peste asemenea incident? Păi puteai să fii moartă acum, puteai să ne distrugi. Dumnezeu. Noi am muncit toată viața pentru tine. Și tu ești dispusă să iei un alt curs în viața asta, unul care din punctul meu de vedere este total greșit. De ce curs? Doar pentru că părinții tăi... Eu nu înțeleg nimic. Au hotărât să-ți taie finanțarea ca urmare a faptului că, pe bune, adică ceea ce ai făcut tu este impardonabil. Păi, ar trebui să supraviețuiască într-un fel, nu? Da. Dragă, eu zic că stai puțin ar fi să ne înțelegem. Așa e dreptul la o replică, stai că puțin să ne de aceea sunt aici. Cum adică să supraviețuiești? Adică nu-ți dădeau de mâncare părinții tăi? Nu aveai unde să dormi? Până să am accidentul, am fost ținută în puf. Nu înțeleg nimic. Mi-au fost oferiți foarte mulți bani. Undeva la 1000 de euro pe lună. Da, pentru că a fost un tată generos. Bun, aici se naște o întrebare vis-a-vis de cei care te-au crescut și te-au educat. Vi se pare ok cum ați procedat? Da, întrucât am avut posibilități, am considerat că fiind singurul copil trebuie să aibă tot ceea ce își dorește. Nu v-ați gândit că totuși creați un mic monstruleț? Adică până la urmă i-ați luat acadeaua copilului și copilul a început să fie ofticat. Nu, ea este un copil bun. Adică bănuiesc că voi nu vă... foarte frumos și nu am avut probleme cu ea niciodată. Doamne. Și vă rog să mă credeți când că și o să acum... adevărul, când o să aflați ce vrea să facă sau mai bine zis ce face fiica dumneavoastră cu viața ei... Doamne, ce se victimizează maică ta! Adică,
o știți capabilă de niște lucruri pe fiica dumneavoastră. A, sau soțul dumneavoastră nu știe adevărul. Adică știai ceva ce... Nu, deci te rog nu frumos. E vorba de... Adică ați văzut-o pe fiica? Vezi în ce mă bagi? Vezi? Deci tu nu realizezi... Voi m-ați adus aici. Educația voastră. Măi, nu, fată, eu am ținut cu tine, am fost de partea ta, am fost întotdeauna de partea ta și am avut încredere în tine. De ce nu vrei și tu să fii un copil bun așa cum te-am crescut? De ce asculți străinii și mergi pe căile necunoscute? Te rog, spune-mi și mie despre ce este vorba. Pentru că văd că mi-a ascuns ceva. Vă rog frumos, încetați odată să o lungiți. Nu. Spune-mi ce este. Deocamdată, hai să ne liniștim. Fata s-a întors acasă și poate păi că trebuie bine. Păi ce face? Ce faci mai exact? Nu este nu bine. Nu m-am întors acasă. Am venit doar să stăm de vorbă, să clarificăm lucrurile. Băi, încercați odată! Spuneți-mi odată! Ce ascundeți? Ce este mai? Spune-mi odată, că tu trebuie să știi. Puțin, și ce să mă dar vă rog frumos, încetați! Spuneți-mi Doamne. Despre ce este vorba! Nu o lungiți atât! Calmează! Liniștiți-vă să nu faceți nu, lasă-mă tu pe mine în pace! Te rog frumos, tu vrei cu orice preț să-i aduci pe părinții tăi în pragul disperării? Da, te rog, sau și încetează. Vreau să aflu odată adevărul. Și părinții mei m-au adus în pragul disperării. Mi-au luat totul dintr-o dată. Voi m-ați obișnuit cu bani foarte mulți. De la 1000 de euro pe lună, da, unde mergeam în dorobanți, mâncam, îmi luam țoale. Asta este greșeala mea. Făceam plinul la mașină de fiecare dată când eu aveam chef. Da, acum mi se întâmplă un necaz și aveți pretenția să mă mulțumesc cu 1300 de lei. Pe bune, voi ați reușit să trăiesc din 1000, să trăiesc cu 1300 de lei. Elinca, sunt, cum să spun, terminată de vorbele astea ale tale. Nu pot să cred, asta e educația pe care ți-am dat-o. Dar tu poți trăi cu câți bani vrei tu. Trebuie doar să te duci la muncă și să-i și câștigi. Am vrut ți-am doar să-ți totul. Dăm o lecție, scumpa mea. Ți-ați considerat o fericire faptul că îmi dați bani și că mă țineți în puf? Pentru dumneavoastră, doamna Anastasia, nu a fost un semnal de alarmă suficient de mare când... Ați văzut-o pe fiica dumneavoastră în ipostazele în care ați văzut-o? Băi, dar ce ipostaze, mă? Niște suspiciuni, dar nu pot să vă spun exact ce am simțit. Ideea este că o mamă vrea să vadă tot ceea ce este mai bun în copilul ei. Spune-mi odată ce este! Fiica dumneavoastră v-a mințit pe amândoi pășleau că ea s-a angajat. Adică până la urmă ok, înțeleg, în orice familie mai există mici secrete, dar până la urmă, na, fapta fiicei dumneavoastră era una destul de gravă, ca să nu menționăm ilegală. Mm. Și până la urmă v-a mințit pe amândoi, nu? Că s-a angajat, spuneți-mi și mie la mare odată. Magazin la... Tu te-ai angajat mâncat și mi-ai spus și mie. Dar nu era caz. Zim și mie, măi, ce s-a întâmplat? Spune. Vezi, uite păi în ce situație mă pui. Te rog frumos, spune și mie ce s-a întâmplat. Nu. Zim că tu trebuie să știi, spune-mi odată. Spune-mi, nu mă mai fierbe atâta. Știi că... Ce-ai făcut, fată? Dar vrei să mor aici. Te rog frumos, spune-mi odată ce s-a întâmplat. Ai făcut ceva și nu mi-ai spus. Degeaba zâmbești, că nu este nicio situație plăcută pentru niciuna dintre noi două. Dar dumneavoastră de ce ați ascuns, doamnă, soțul? Ați crezut că ce? Ba nu era de spus, era o chestie la disperare. Spune-mi, măi, de ce mi-ai ascuns? Spune-mi! Dar te rog frumos, spune-mi de ce mi-ai ascuns! Era de spus că fiica lui s-a apucat de cerșetorie? Ce-ai făcut? Asta nu era de spus? Cum ai putut să faci așa ceva? De ce asta a făcut? Mă faci de tot râsul, nu-ți e rușine! Mă cunosc cu toți oamenii în orașul ăsta! Trebați-o, vă rog, pe soția dumneavoastră! Întrebați-o, vă rog, pe soția dumneavoastră unde a găsit-o pe Elinca. Doamne, Dumnezeule, nu ți-e rușine! Toată lumea mă cunoaște! Cine a mai văzut-o? Ia, drăguță, ia, drăguță. Dar nu spui nimic? Nu? Ce este cu tine? Ce se întâmplă cu tine? Ce este cu tine? Ce unghi ai? Ce unghi ai tu? Băi, cine a murit? Mata a murit! Cine a murit? Ce cauți aici? Cum e posibil așa ceva? Ce eu te-am educat ca să faci ajungi aici! Tu ești mândră de ceea ce ai făcut? Ție ți se pare amuzant? Doamne Dumnezeule! Unde ai făcut asta? Ce incredibil! În fața magazinului Unirii! Când? În mijlocul Bucureștiului! Băi! Eu nu știu, bă, așa ceva! Cum ați putut să-mi ascundeți una ca asta? Băi, eu cred că nu știu! Ia, calmați-vă, vă rog. Băi, eu plec de aici că nu... Chestie. Cred că nu știu, fac o nenorocire. Vezi, e o situație mai pus? Stai, tată, stai jos. Nu, duceți-vă, am terminat-o cu voi. Deci eu te credeam capabilă de multe, dar de asta îmi pare rău, sora mea.
mi-ai întrecut așteptările. Ce vreau să zic? Dacă nu știam să fac altceva? Am căutat pe net, te-am sunat pe tine în legătură cu acea afacere, da? Să vindem haine pe net. Mă surprinde că ție ți se pare amuzant tot ceea ce se întâmplă. Păi e amuzant, cum să faci mă așa ceva? Cum ai putut să-mi faci una ca asta? Cum ai putut să mă minți? Îmi pare rău, te rog. Nu-ți pare rău, că dacă îți părea rău, nu făceai asta. Știi că am probleme de sănătate, știi că... Tocmai nu suport minciuna în familia asta, am zis odată, nu mă mai minți! Tocmai de-aia am vrut să te cruți de această supărare. N-am vrut să spun, am crezut că pot să rezolv totul singură. Cum să rezolvi cu copilul nostru? Cum să rezolvi te așa rog, ceva? Te rog frumos să mă ierți, te rog din suflet. Te într-o rog, familie, împreună trebuie să rezolvăm problemele. Te rog, nu iartă-mă. O iei de capul tău și o lași și o ascunzi. Iartă-mă, deci copilul ăsta trebuie adus pe calea cea bună și numai de noi împreună. Astea sunt probleme între mine și tine, o să le rezolvăm după ce o rezolvăm cu copilul ăsta. Stai puțin, de la prințesă ai ajuns cerșetoare? Dar să vezi ce bani am nu făcut. Nu știu să folosesc cum. Dar ce bani am făcut? Linca, dar de ce munca nu era o opțiune? Că nu știu să muncesc. Părinții mei m-au ținut în puf, eu nu știu să fac altceva. Okay, la început, niciunii dintre noi nu știm să muncim. Asta se învață pe parcurs. Îți trebuie ambiție, îți trebuie răbdare, îți trebuie voință. Nu pe bani puțin. Mă, da, îți dădeam eu bani. Cum să te apuci de cerșetorie? Când ți-am cerut... Păi stai puțin, că mi-ai cerut să vindem haine pe net. Da, era o afacere, adică nu. Să câștigam destul de mult. Eu zădeam să te întreții, adică să-ți faci oarecum adică, ofturile. Adică ție nu ți se pare nimic ciudat, nimic dubios în ceea ce ai făcut tu? Nu. Cerșește. Am o viață... Hai, fată, taci. Am o viață înainte. Poți să-mi schimbăm oricând principiile tu și statutul. Da. Explică-mi și mie, te rog frumos, este atât de important pentru voi, pentru cercul vostru de prieteni, pentru anturajul vostru, acest statut financiar? Da, este foarte important. Noi avem prietene doar de rang înalt, ca să spun așa. Rang înalt? Da, noi când ieșim, cheltuim foarte mulți bani. Și rangul ăsta în ce se măsoară? În bani? În portofele? Da, în cașca noastră cam așa este. Care este mai bogată? Asta doar e la asta se rezumă totul? La bani, da. În ziua de azi, n-ai bani, nu treci strada. Când am avut bani, am trecut strada pe jos. Mă dor picioarele și acum. Mare vorbă. Wow. Mare vorbă, ce să zic. O să ajungem bine de tot. Și dacă toți ar gândi și ar face ca tine, ce s-ar întâmpla? Gândesc conform statutului meu. Nu. Bun, hai să zicem că treaba cu cerșetoria, bun. Ai vrut tu să faci o nebunie. Da. Una care nu e legală. Temporar. Mă rog, bine, dacă nu m-ar fi prins mama. Doamne, nu mă așteptam. O, continuăm la ce bani făceam. Dacă treceam pe acolo și te vedeam, jur păi că prietena ta avea inclusiv o uniformă, o salopetă de muncă. Nu cred. A venit odată aici în casă și mirosea canalizare, pentru că e așa ascuns salopeta undeva sub pat, nu? Dar nu vrei să vadă mama. Ce ai? Ce e asta? În ce hal poate să miroasă? Cum a ajuns hainele acestea în camera Ilincăi? E de neînțeles. Vai de mine! Cu ce mai mergeam la muncă? Cred că muncă. Încă persistă mirosul ăsta. A bani, fată! A bani! Bravo! Nu mi-au dat părinții mei câți bani am făcut acolo. Dacă nu mă prindeam, mama continuam. Nu contează că, sincer, pentru tine altceva decât banii? Da. Fica mea a cerșit în centrul Bucureștiului și tu încerci să mă calmezi! Mă minți! Doamne, încă Dumnezeule. Mă minți! Doamne Dumnezeule, știi cât de mult ne-am dorit copilul ăsta și cât de mult am suferit? Am construit un castel pentru ea, am construit un imperiu pentru ea. De ce vrei să renunțăm la imperiul ăsta? Te rog, gândește de la cât am muncit noi, cât am muncit ca să ajungem aici și să ne distrugă un asemenea incident. Trebuie să o aducem pe calea cea bună. Te rog, revino-ți.
Revino-ți, nu mai fi așa, te rog. Nu pot. Iartă-mă, te rog, te rog, te rog, iartă-mă, te rog. Uite, haide, haide să mergem, haide să rezolvăm toată situația, te rog, iartă-mă, știu că am greșit, dar te rog din suflet, iartă-mă. Uite, trebuie să rezolvăm problema asta tot împreună, așa cum le-am făcut pe toate în toată viața asta, așa o să o rezolvăm și pe aceasta. Haide, haide să rezolvăm problema împreună, te rog, te rog, haide, 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 vin încoace, haide. Tu chiar vrei să îți bați joc de tine? Wow, cu ce îmi bați joc de mine? Bun, înțeleg că în momentul de față ai ascultat sfatul prietenei tale. Și bine am făcut. Și că ai intrat într-o relație cu un domn mai în vârstă, cam de vârsta tatălui tău. Tu asta vrei de la viața ta? Momentan, da. Să fii un obiect, o jucărie? Trăiesc clipa. Ceva pentru care cineva plătește? Sunt frumoasă, sunt tânără. Unde este mândria ta? Unde este orgoliul tău? Unde este feminitatea din tine? Aici. Nu te gândești că te irosești? Nu, nu ai și tu? Arată bine, e frumos. Cine arată dragă? Mai bine decât un puș de 25 de ani. Cum și când se va plictisi așa? Și când se va plictisi de tine? Pentru că în general dar genul acesta de oameni se plictisesc aici? Repede. Ce se va întâmpla? Băi, despre ce vorba? De mine, dumneavoastră, de mine da? Nu se plictisește. Adică atât de mult contează banii pentru tine încât nu te interesează și tu ai un preț? Băi, ce se întâmplă, măi? Oameni buni, ce s-a întâmplat până la urmă? Ce faci, mă? Te vinzi pe bani acum? Ce naiba? Tu faci ce fac eu, te-am prins și tu nu vrei să recunoști. Eu să fac ce faci tu? Hai că ai păcăli vreun fraier, mie îmi spui de tine? Yes. A, te strâmbi, te strâmbi. Frate, dar nu trebuie să-ți fie rușine. Nu mi-e rușine. Crede-mă că dacă aș fi făcut chestia asta, ți-aș fi spus. Pentru că na, și tu mi-ai dat sfatul ăsta, cum aș putea să mă feresc? Doar că știi că eu nu pot să fac chestia aia. Nu pot să pun mâna pe scutec. Dar te-ai impresia că eu pun mâna pe scutec, pe bune? Vezi că al meu... Ia. Deci mă, fată, iubi, are niște pătrățele. Ce vorbești tu? Câți ani are? Lingi înghețata de pe el, crede-mă. Atât de curat e și miroase a parfumuri foarte, foarte scumpe. De ce vrei să-i umilești pe oamenii ăștia? Pentru ce? Nu înțelegi. Chiar nu înțelegi. Noi am investit totul în tine. Ești singurul nostru copil. Voi m-ați adus în pragul de a mă arunca în brațele unui bărbat care să mă întrețină, da. Pentru că eu nu știu să trăiesc altfel. Tu nu știi nu să faci totul. Diferența între o pedeapsă și o lecție, fata mea. Nu-mi iei totul. Pentru mine știai foarte clar că e foarte greu să trăiesc fără bani. În locul tău aș tace din gură. Eu? Da. În niciun caz, de ce nu stai din gură? Ar trebui să-mi mulțumiți că am susținut-o și că am fost alături și de ea. Și că ai dus-o unde ai dus-o. Fiica dumneavoastră, sfătuită de buna ei prietenă, a intrat într-o relație cu un domn mai în vârstă. Da? Băi, în vârsta dumneavoastră. Ce faci, mă? Singura calitate a acelui om, dacă poate fi numită o calitate, este bogăția. Da? Bă, tu vrei adică să o bagi în mormânt? De ce vrei să-i umilești pe oamenii dar ăștia? Pentru ce? Nu înțelegi. Chiar nu înțelegi. Noi am investit totul în tine. Ești singurul nostru copil. Te rog, bagă-ți mințile în cap. Înțelege că viața este alta, nu alături de un om în vârstă. Creează și tu o familie. Eu visam altceva pentru tine. Eu visam un tânăr de seamă cu tine, cu care să întemezi o familie frumos, așa cum am făcut eu cu taică tu. Pe cine se uită la mine dacă nu am bani? Păi nu contează. Ce prostii poți să spun? Nu are doar pentru importanță. Asta vrei tu să fii apreciată pentru bani? Tată, te rog, spune. Spune. Din cauza ta am ajuns aici. Din cauza ta mea. Sunt în situația asta. Din cauza mea. Mi-ai retezat totul. Când aveam tot, pentru că ți-am oferit acum totul. Nu mai am nimic. Da? Da. Până și cardurile mi le-ai luat. Pentru că trebuia să iei viața în serios de aceea. Pentru că trebuia să te maturizezi. Nu pentru că trebuia să faci ce faci. A vrut să-ți dea asta o lecție atât doar. Asta e o lecție? Da, 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 și trebuia să o iei ca pe o lecție și să tragi învățăminte din ea. Nu să faci ceea ce faci acum. E suferință asta. Am fost pusă în fața faptului împlinit. Asta e, eu nu mai am ce discuta. Dar ce faci? Ce faci? Dă... Ce faci? Mai și aplauzi. Păi a luat decizia corectă, nu? De ce să n-aplaud? Fată deșteaptă. Ați făcut o fată deșteaptă. Fiți mândru. Bravo. Știi ei. Ce?
în locul tău aș tace din gură. Eu? Da. În niciun caz, de ce nu stai din gură? Ar trebui să-mi mulțumiți că am susținut-o și că am fost alături și de ea. Și că ai dus-o unde ai dus-o. Am dus-o eu de mânuță? Am împins-o eu să fac asta? Nu. Ai învățat-o să facă cele mai josnice lucruri. I-am dat o idee, nu am învățat-o eu. Ea și-a ales singura cale. Haide să uităm totul, hai să te întorci acasă, să-ți iei totul de la viața de la capăt, să te duci la școală în continuare. Tu mai poți să mai faci masteratul. Eu știu ce am de făcut în viață, voi cred că o țineți pe la voastră. Și dacă aș veni, mi-ați da bani? Da, te asigur că voi vorbi eu cu tatăl tău. Noi suntem o familie cu toții, te rog de suflet. Voi făceați gură că mă cumpără pe mine un bărbat de seama cu tatăl. Noi suntem părinții tăi, scumpo, e cu totul altceva. Nu, e cam același lucru. Nu e adevărat. Dacă am avut nevoie de bani, mi-ați dat. Avem nevoie de susținere, probabil. Dacă ai știi cât de mult am suferit ca să te am, doar pe lume, ca să te am pe tine și acum tu mă răsplătești în felul ăsta. Voi m-ați adus în pragul de a mă arunca în brațul unui bărbat care să mă întrețină, da. Pentru că eu nu știu să trăiesc altfel. Și mă plictisiți groaznic cu gândirea voastră. Doamne, Dumnezeule, cum poți să vorbești așa? Eu am crescut un copil bun, nici nu mă așteptam la așa ceva din partea ta. Trebuia să te aștepți, mamă. Din moment ce tai resursele, da, trebuia să te aștepți la o schimbare. Pentru că și pentru mine a fost o schimbare în viață. De la prințesa am ajuns la cerșetoare. Dar tu ne iubești pe noi doar pentru bani? Nu, mamă. Atunci, de ce nu te întorci acasă? Pentru că nu am de ce. Eu sunt bine așa cum sunt. Sunt foarte bine. Ești atât de naivă. Nu sunt deci naivă, nici nu realizezi cât de mult o să-ți distrugi viața. De o să-ți irosești. Am o relație? Chiar vrei să-l cunoști pe editorul meu? Cei mai frumoși ani ai vieții o să-ți irosești lângă un om? Sunt tânără. Îi schimb așa, știi cum? Când vreau eu. Doamne, Dumnezeule, cum vorbești, nici nu pot să cred că ești așa de naivă și atât de lejer vorbești despre lucrurile astea, ca și greșeala cum... Greșeala voastră a fost. Da, este fiica mea, o iubesc, o susțin, îi vreau binele, este singurul meu copil. Vreau să o readuc înapoi în familie și vreau să fie fiica pe care o știam și pe care eu am iubit-o și am susținut-o. Mă tem că... ceea ce vă doriți dumneavoastră se poate întâmpla într-un singur fel. Ca fiica dumneavoastră să dea singură cu capul. Să se convingă singură de ceea ce s-a vorbit aici. Pentru că, de altfel, ele nu dau doi bani pe toată povestea asta. Dar cu astfel de anturaje nu cred că va ajunge să se maturizeze repede. Cine știe unde va ajunge? Va ajunge obiectul de plăcere a unui moș. Ca de exemplu... Da, nu, așa va ajunge fericită, vă asigur eu de asta. Fericită? Va ajunge fericită, da. Ilingă-i îi plac foarte mult banii. Bani pe care dumneavoastră i-ați luat acum și face singură. V-a spus exact cum și-a făcut o relație cu un bărbat potent financiar. Vi se pare atât de greșit? Atâta timp cât este de vârsta mea, mi se pare să corect. Fiți mândru, domnule, să fiți greșit, mândru. Probabil o să greșit. Aveți un ginere cu care o să vă înțelegeți perfect. Veți fi de aceeași vârstă, veți juca șah la un moment dat în parc. Eu știu. Să-ți fii rușine! Doamne, cum îndrăznești? Te rog. Că deja m-am plictisit, o seară bună vă doresc. Ilinca, te rog. Da. Te rog, Ilinca. Ilinca, nu pleca, te rog, Ilinca. Copii mici, probleme mici. Copii mari, probleme cât China. Hai că a venit și taxi. Hai. Ilinca și-a dovedit imaturitatea până la final. Iar drumul ei în viață devine unul necunoscut, expus la multe riscuri, aș adăuga.
Să fie de vină părinții care nu au reușit să insufle valorile și principiile necesare? Posibil. Însă, chiar dacă ai o educație deficitară, ajuns la 22 de ani, nu poți responsabiliza exclusiv părinții pentru că ție îți plac banii, dar nu-ți place munca. Am putea reface dimineața asta, seara trecută, nu? Deci știi că îmi place dimineața. Trebuie să-ți las copiii câteva zile. Ok, bine. Știi că e ok, nu e problemă. Da, s-a întâmplat ceva? Poate că și pe mine m-au deranjat multe lucruri la el și am tăcut din gură și am mers mai departe. Adică tu vrei acum să spui că cedezi totul și te îndrăgostești de unul și copiii mei, nepoții mei, să trăiască cu un alt tată? Dar ne afectează și pe noi, tu ai plecat de acasă, ne-ai lăsat, nu ne-ai explicat de ce, Alina, cum și în ce fel. Sunt lucruri care nu pot fi explicate așa ușor. De câte ori ai sunat în mijlocul nopții să-ți spună că au copiii febră? Ai sunat, ai verificat, nu aveau absolut nimic. Mă bazez pe tine? O să te întorci acasă? Să fim împreună? Noi și copiii? Da, mă duc.